Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Astăzi emisiunea Hoinar în Bucovina va surprinde prin imagine, sunet și emoție un meșteșug dus la rang de artă în una dintre cele mai importante comune ale județului Suceava. Vorbim despre comuna Moldovița, locul unde se pare că își are obârșia acest meșteșug. Mai multe despre Festivalul Ouălor Încondeiate ediția 2015 urmăriți într-un material realizat de Raluca Bercea și Bogdan Aniței. E imposibil să treci prin Bucovina și să nu îți dorești să te întorci. Oamenii, tradițiile, aerul tare al pădurilor, priveliștile năucitoare, totul te uluiește. Fiecare colț de rai îți încearcă simțurile, parcă de undeva, din cotloanele nebănuite ale ființei noastre, ceva se deschide ca să se umple de frumos. Ceva ne cheamă spre fibra noastră, spre rădăcini, spre ceea ce am avut dintotdeauna în noi, bun, neatins, veșnic. În Duminica Florilor, când toată lumea se întorcea de la biserică cu mânțișori în mână, am poposit în inima Bucovinei, în Ținutul Opcinilor, la Moldovița. O zonă care, pe lângă frumusețile cu care natura a hărăzit-o, se mândrește cu gospodari vrednici și cu o zestre etnografică de excepție. La Moldovița, ziua de flori arată altfel și poate și datorită primarului care a făcut dintr-un festival o tradiție, huțulilor care păstrează cu sfințenie ceea ce au primit de la înaintași și gospodinelor care excelează în arta culinară. În comuna Moldovița, Duminica Florilor arată altfel. Spuneți-ne dumneavoastră de ce? Duminica Florilor arată altfel fiindcă este a noua ediție a Festivalului Ouălor Încondeiate. Și nu numai aul încondeate, este și cu obiceiuri, tradiții și obiceiuri huțule, haine tradiționale, costume naționale, mai bine spus, nu haine, costume naționale, încondeierea oulor, care este o tradiție de, cred eu că de sute de ani, așa ce am discutat cu oameni mai în vârstă, deci cu încondeiatul oulor, deci asta e peste 200 de ani și noi ne bucurăm foarte mult că acest obicei se păstrează și în ziua de astăzi și ne-am bucurat foarte mult să se transmită și în viitor generațiilor următoare că dacă se pierde așa ceva, se pierde pentru totdeauna, că după cum vedeți că ce-i pierdut e bun pierdut, e greu de refăcut sau de recuperat, deci ce ai trebuie să păstrezi, așa spun eu, ca gospodar. Ați făcut din acest festival o tradiție. Spuneți-mi cu ce ați venit nou anul acesta față de anii anteriori.
În acest an au venit mai multe persoane cu care încondiază ouă și cu costume naționale. Cum să vă spun, nu poți să se clădești într-un an, doi, gata, dom'le, am făcut, totul e ok și așa. Deci, întotdeauna, în fiecare zi, trebuie să știm cu toți, trebuie să punem câte o cărămidă, că nici Dumnezeu nu a făcut lumea într-o zi și nici noi nu o să terminăm de făcut cât o să trăim noi și nici alții care vor veni după noi și tot așa. Anul acesta, Festivalul Ouălor Încondeiate de la Moldovița a ajuns la ediția noua, aducând, de la an la an, parcă mai multe modele pe ouăle încondeiate și mai multe culori vii pe costumele huțănești, semn că riscul ca tot ce există să se piardă aproape că nu există la Moldovița. Pentru care și eu fac același lucru, trag și eu de alții, haideți să aveți costume naționale, că fiecare casă aici are costume naționale, e o zonă binecuvântată de Dumnezeu la acest capitol, ca să spun așa. Deci, cum să spun, ați observat și ca autenticitate. Ca autenticitate, dar și ca loc, așa, cum să spun, cum arată localitatea. Ați văzut oameni gospodari, case, animale, stau bine, dar nu stau bine fiindcă au dormit, deci au muncit. Și cum e o vorbă, când ne naștem toți la fel, dar când murim, nu murim toți la fel, că unii se trezesc mai dimineața, alții se trezesc un pic mai târziu și de aia se face diferența. Vrednici oameni și credincioși găsește aici. Dovadă că în tot ceea ce fac, îl pun pe Dumnezeu pe primul loc, nici acest festival și nicio altă manifestare nu începe fără binecuvântarea preotului paroh Aurel Goraș. Acestor poruni și îndemnul român, cu merință cădem acum înaintea ta și te rugăm, ca vărsând îndurările tale peste noi, să binecuvintezi gruparea aceasta a încondeitorilor de ouă și a tuturor meșteșugarilor de aici. După ce preotul a dat binecuvântarea, micii artiști au dat startul festivalului Ouălor Încondeiate de la Moldovița, ediția a noua. Yeah.
De peste 2000 de ani, bunici copii pot la sărmană. Vin la marea sărbătoare cu cinstire și cântare. Preoți cântă împreună, veniți de la cermină. Creștinii strigă în cor cu toții, Hristos să vede în noi. Primăvara te cântă, pastirea din sfântă. Peste toți se auzește, oamenii își fac curent. Păstrinii mai întâi ciocnesc, spunând Hristos la mea. Iar păstrinii, iar voi, iar apoi tinerii apărăsesc adevărată mea. Am întâlnit în patria huțulilor oameni simpli și modești, dar care se pot transforma foarte bine și în artiști. Și am ascultat povești de viață spuse cu răbdare și zâmbet pe chip. Există la huțuli și o regulă. Încă din primii ani ai copilăriei, tradiția trebuie să existe în sufletele copiilor. Iar dacă ne gândim că cine nu își cunoaște trecutul, nu are viitor, iată că acest lucru este de admirat. Spune mai întâi cum te numești. Mă numesc Meșle Georgiana Simina. Și de unde ești? Eu sunt tot din Moldovița, dar sunt de pe Rung. De pe Cătunul Rung. Să le explicăm și celor care nu știu. Rung înseamnă un deal. Un deal, da. Cam pe munte. Cam mijlociu. Nici munte, nici deal. Mijlociu. Cum e viața acolo la tine pe munte? Foarte frumoasă, mă dau cu Sania. Tot acolo la tine pe munte ai învățat și să încondezi două, așa-i? Da, de la bunica. De la ce vârstă încondezi? Eu cam de la 7 ani. Iar acum câți ani ai? 10. Ai deja 3 ani de experiență. Spune-mi, ți-e mai ușor acum după 3 ani? Da, foarte ușor. Cum a fost când ai încondeat primul ou? Îți mai amintești? A fost foarte greu, dar m-am obișnuit. Nu știam cum să țin chișița, dar bunica m-a învățat și am priceput până la urmă, am priceput. Era, aveam și aici o chișiță, da? Aceasta este chișița, da? Da. Poți să-mi explici exact drumul unui ou, de când îl iei în mână, până ajunge să fie așa? Da. Îl golim, scoatem conținutul. Îl scrie modelul pe ou, apoi îl punem în culoare galbenă. Sau poate să fie orice culoare, dar prima dată și prima începe cu galben. Deci scriem pe ou, îl... Sunt emoționată. Îl scriem, îl punem în culoarea galbenă și colorăm ce vrem să fie galben, bineînțeles. Și apoi îl punem în culoare roșie, colorăm ce vrem să fie roșu, apoi în culoare neagră. Ultima este culoarea neagră, da? Da. Așteptăm să se usuce, după ce este așa o chestie, nu mai știu cum se numește, și pun ouăle acolo și un prosop și le curăț de ceară. Și apoi ajunge așa. De unde iei tu aceste modele? Eu? Păi bunic. Mă ajută bunica, dar mai am și în minte. Astea tot de pe un nou am luat. Din dealul mama.
spune-mi, cum reușești să te împarți între școală și activități precum aceasta? Păi școala este prima dată de eu încep să scriu ouă de foarte mult timp și... Acum te-ai obișnuit. M-am obișnuit și mi-e mai ușor acum dintre școală și activitatea asta. Dar reușești să înveți și foarte bine la școală, da. Și să încontrezi și niște ouă deosebite, așa-i? Da. E greu? Nu, pentru mine e foarte ușor acum. De ce crezi că e foarte ușor? Pentru că îți place ceea ce faci? Da, îmi place foarte mult ceea ce fac. Odată ajungi la festivalul de la Moldovița din Duminica Floriilor, nu știi ce să faci mai întâi. Să asculți o priceasnă interpretată de un copil cu atâta suflet sau să-ți potolești curiozitatea stând la povești cu meșterii populari. Elena Coca este omul care îmbină foarte bine răbdarea de preoteasă cu talentul pe care îl are, drept dovadă din mâinile sale ies adevărate opere de artă. Știe semnificația culorilor de pe ouă ca pe tatăl nostru. Galbenul reprezintă lumina, viața. Roșul simbolizează focul, dar și sângele, iar negru este simbolul veșniciei. E adevărat, în viață, eu am crescut la bunici și bunica mea m-a învățat să fac de toate. Am cusut, am țesut, așa. Am fost cadru didactic, educatoare, am lucrat cu copiii. Copiii au fost viața mea și cei și am ei de acasă și cei de la grădiniță. Ceea ce am... V-ați dat seama că sunt ucenica doamnei Toma, ea este maestra. Știți cum? A venit la un moment... crucial. Eu mi-am pierdut soțul și ceea ce fac acum este medicamentul, balsamul pentru sufletul meu. Îmi place ceea ce fac. Modelele, după cum v-ați dat seama, sunt luate din pe covoarele noastre țărănești. Uitați așa, aici. Da. Icoana din casa noastră, Lada de Zestri. Extraordinar, e o Lada de Zestri, credeam că e un nume. Așa am numit-o, personificat vorbind. Am venit la expoziția de astăzi, poate nu întâmplător, toate manifestările legate de om condeat sunt organizate în preajma sărbătorilor pascale. Da, să ne amintim de... coșul de ouă de lângă crucea Mântuitorului, a Maicii Domnului, așezat jos când s-a înroșit de la sângele Mântuitorului. Ouul reprezintă, este un element al genezei, ouul reprezintă viață. Poate din cauza asta este și simbolul sărbătorii pascalei. Deși la început a fost oul, culoarea predominantă a oului sau reprezentativă este culoarea roșie. Femeia, sigur, iscusită cum este, a mai adăugat și culoarea galbenă și culoarea verde. Verdele este viața naturii, roșu reprezintă sângele, este viața omului, galbenul este lumina. Să vă rog să-mi spuneți concret pe acest ou, ce reprezintă modelul? Modelul este un model de pe un covor țărănesc. Cât timp ați lucrat la el? Oh, se lucrează mult, poate cine vede. Câteva zile, oricum. 4-5 zile se lucrează, pentru că sunt mai multe etape de parcurs și între timp trebuie lăcuit,
ca să se impregneze bine, după aceea să continuă cu o culoare și tot de la o culoare la alta trebuie să lăcuiește și până să se usucă, lucrez altul, dar oricum pentru un singur ou se lucrează cel puțin 4 zile. E o treabă grea, migăloasă. Migăloasă, sigur că da, este foarte migăloasă, da. Sursa de inspirație, v-am spus, este cămașa românească, este covorul românesc, ștergarul românesc. Astea sunt motivele naționale. Și ceea ce dorim noi este să transmitem mai departe, să nu se piardă, pentru că arta populară este, ne reprezintă pe noi, este identitatea noastră a românilor. Există Paște în această zonă fără ouă încondeiată? Nu se poate. Păi ați venit aici, în țara ouului încondeiat, unde mai ales în satele Huțule. Aici cred că nu este casă unde să nu se încondeieze ouă și nu numai o singură persoană, familii întregi cu copii, cu soți, încondeiază ouă. Poate ceea ce fac eu este o tehnică aparte, este tehnica goblenului. Este mai migăloasă, mai... mie îmi place, este, v-am spus, este balsamul sufletului meu, mă liniștește, îmi dă tihnă, îmi dă liniște. Ou reprezentativ pentru zonă sunt ouăle lucrate în ceară, în tehnica batik se cheamă. Din acelea se lucrează mai ușor, se lucrează câteva pe zi. Eu v-am spus, stau câteva zile pentru unul din asta așa, dar îmi place. Păreți un om simplu, dar iată că după ce luați o chișiță în mână, faceți lucruri minunate, deveniți un adevărat artist. E adevărat. Și știți, și modelele se creează. Eu mi-amintesc, eu am crescut, v-am spus că am crescut la bunici și am țesut foarte mult și am cusut, că coseam cămăși, așa. Și bunica mea, știți, dintr-un simplu model, creia nu știu câte, că avea modelul făcut pe hârtie și după aceea punea oglinda și o muta mai așa și ieșea alt model, știți? Și așa fac și acum, să știți, dintr-un simplu model creez câteva. Fiecare ou cere multă răbdare și pricepere, iar fiecare model pe care îl aștern pe ouă huțancele are o semnificație aparte. Sunt chiar din Moldoviță, chiar de aici și mă ocup cu acest meșteșug de mulți ani, de chiar de mică, învățând de la mama mea. La ce vârstă închestriți? Cam de la 7-8 ani, de mică, chiar de mic copil. Ajutând pe mama mea, m-am învățat și în continuare lucrează și fata mea, Carmen. E greu ceea ce faceți dumneavoastră? E greu ceea ce faceți dumneavoastră? Pentru cine îi place, nu e greu. Pentru că îmi place și e hobby-ul meu, probabil, și îmi place. Nu mă plictisesc și mai ales când realizez că iese ceva frumos, de exemplu, liniuțele drepte și dacă mi-iasă corect, mă bucur. Plus că mai și câștig un bănuț. Nu chiar așa mult, dar totuși. Și... Este răsplătită munca? Nu. Nu, dar dacă nouă ne place, ne ocupăm, suntem mai multe care am învățat și ne place și este și o tradiție și în preajma Sfintelor Paști, Dumnezeu ne binecuvintează cu acest hobby și ne mândrim cu el. Exact, despre modelul pe care îl avem aici. Deci să vă explic, deci ou este alb. Se lucrează cu ceară pe alb, după care, așa, îl băgăm într-o vopsea galbenă, îl scoatem de acolo, îl uscăm și lucrăm tot cu ceară, avem așa o peniță, se cheamă chișniță, da, chișniță, lucrăm cu ceară pe galben, de exemplu galbenul ăsta, ia uitați-vă, cam așa, deci lucrăm și pe unde merge ceara rămâne galben. Galbenul ăsta. Așa. După ce terminăm pe galben, dacă vrem un verde, ăsta îl dăm cu așa un bețișor. Avem anume din culoare albastră, când se dă pe galben, albastru pe ou, când îl acoperi, este verde. Știți? Și după aia îl băgăm în roșu, iar într-o altă vopsea roșie,
iar îl scoatem de acolo, îl uscăm, lucrăm tot cu ceară. Și după aia îl băgăm în negru. Ăsta rămâne ultimul fond de negru. După ce se usucă, îl punem la încălzit, la o sursă de căldură, el se topește, ceara se topește, noi îi ștergem și rămâne așa. Cât timp ați lucrat acest ou, de exemplu? Deci așa un ou distrus, cam aproape 2 zile, o zi jumate, 2 zile. Astea faci 2-3 pe zi, că sunt mai mici. Lucrez la el. Asta după an și an, după ce ați acumulat experiență la început? De bună seamă, sigur că da, la început e foarte greu, dar după ce acumulezi o experiență, e mai ușor. Ai și unelte, ai și scule și... Oricine poate încondea un ou? Dacă are pasiune. Da, dacă are pasiune și îi place, poate încondea ou. Da. Nu există ou încondeat fără un om care să simtă. Da, trebuie să simți în timp ce lucrezi la el, în timp ce scrii, îți vin în minte mai multe modele, multe, deci creezi așa în mintea ta ce ar putea să iese. Deci poți să faci o cruce și mărginile la cruce îți vine prin gând și le faci cu, n-am niciuna oare. Ia uitați-vă de exemplu, aici avem o cruce. Deci fac mărginile așa, ia că aici, iară, alta, rămâne așa. Modelul se numește Drumul Crucii? Da, da, asta e Crucea Paștelui. Sau mai este alte motive, acum care au ieșit, mai sunt, eu știu, 10 ani de când se lucrează, de exemplu, pe ceară în relief. Astea sunt mai ușor de făcut. Există Paște la Moldovița fără ouă încondeiată? Nu, nu. Nu, de când ne știm noi, nu, nu. Fără ou, fără alunci, nu există Paște. Fiecare casă, fiecare coșarcă are câte 2-3 ouă în coșarcă. Deci, cum la noi se numește Pască. Mergem cu Pască la biserică, la sfințit, da. O măicuță sfânt. Vino tu, măicuță,
Ai ca o regină. Deși e o treabă grea, migăloasă, iată că nici bărbații nu se lasă. Spune-mi cu ce ai venit tu astăzi la festival la Moldovița? Eu la Moldovița am venit cu un condeate. Eu un condez ou de la 6 ani. Tradiția am luat-o de la bunicii mei. În toată familia mea îmi condează ou în afară de tata și bunicul. Ouăle mele sunt cele de prepeliță pentru că ele sunt mici și mă reprezintă pe mine și pentru că era, spune bunica mea, după om. Această tradiție... Eu te întreb, spune-mi, încondezi și altceva în afară de ouă de prepeliță? Da, ouă de găină, de rață, am încercat și de strus, doar puțin. Tot încondeind și încondeind ouă, îți faci o pasiune, iar din acea pasiune rezultă asta. Cu atât încondezi mai multe ouă, cu atât vrei mai tare să le încondezi, pentru că, mai ales dacă ești o persoană ambițioasă. De exemplu, eu aș încondea ouă toată ziua, dar că trebuie să mă duc și la școală și... Asta înseamnă că ești o persoană ambițioasă. Da, sunt o persoană ambițioasă. Asta e o treabă grea, migăloasă, de femei. Ce te-a determinat să începi să încondezi? Nu este neapărat o treabă migăloasă. Mie îmi place foarte tare tradiția. Și cum îmi place, am vrut să încerc și eu. La 6 ani, un copil curios și curiozitatea m-a împins să fac acest lucru frumos. Vreau să încondez ouă mult timp de acum înainte? Da. Cât o să trăiesc, vreau să încondez ouă. Pentru că este o tradiție care merită păstrată mai departe. Oricine poate încondea un ou? Da, oricine. Chiar dacă nu iese modelele perfect, liniile drepte, ouăle încondeate trebuie să rămână încondeate. Cum ar fi? Există și modele mai tradiționale pe care nu toți le pot face, dar măcar o copie, pentru ca să încerce. Această tradiție, repet, trebuie merită păstrată mai departe și trebuie. Cât lucrezi tu la un... O mic ăsta de prepeliță. Jumătate de oră, doar închistitul. Pentru că ele originale sunt cu puncte negre. Și acele puncte negre se scot cu sare de lămâie, clor, detergent de vase și detergent de mașină de spălat automat. Sunt foarte greu pentru că trebuie frecate cu buretele de sârmă până le faci albe. Pentru că cu acele puncte negre nu se pot scrie. Ar arăta foarte urât și... Nu ar merge chișița pe ele, pentru că chișița este un instrument sensibil. Pare un om simplu, dar după ce iei chișița în mână, faci lucruri cu adevărat deosebite. Mulțumesc! La acest festival a existat și un stand pe care l-a ocupat Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldovița. A fost reprezentat de ansamblu folcloric Plai de Dor al liceului și de câteva cadre didactice. Astăzi, la acest festival, am venit împreună cu elevii Liceului Tehnologic Vasile Cocea din Moldovița, cu o colecție de ouă cu modele tradiționale vechi, cum ar fi cocoșul, cerbul, pomul cunoașterii, iar din colecția mea personală și pe care doresc să o îmbunătățesc în fiecare an, am venit cu ouă închistrite tradițional, încondeiate, cu... iconițe pictate în ceară și am încercat modelele acestea tradiționale, care sunt preluate de pe cămășile naționale și atât românești cât și huțule. Cât timp lucrați la un ou? În funcție de complexitatea modelului, poate să dureze și 2-3 ore, dar la cele care sunt deosebit de colorate, nu știu cum să spun, care sunt... mai complexe, se lucrează și mult mai mult de atât, cam 4-5 ore. Repetați modelele de pe ouă? În cazul meu, chiar dacă încerc să repet aceste modele, niciodată nu îmi ies chiar identice. Și de fiecare dată, parcă așa din gând, din nu știu de unde, îți vine câte o altă idee și
sau dacă greșești o linie, începi să continui acel model și, de fapt, nu este o greșeală, ci este o creație, o nouă compoziție. Dumneavoastră sunteți cea care îi îndrumați și pe elevi spre această artă. În anii precedenți am fost incluși într-un proiect împreună cu elevii Liceului Vasile Cocea din Moldovița, coordonați de doamna director Mitric Dănuța, și am lucrat împreună în ateliere de încondeiat ou, atât în Moldovița, cât și în județul Iași, la școala Ierbiceri. Anul acesta copiii au lucrat acasă, alături de părinți și bunicilor, care încondeiază ouă din moși strămoși. Și au venit cu ouă încondeiate în stil tradițional, cu culori specifice zonei noastre, roșu, galben și negru, și câteva ouă pe ceară, care am încercat să le folosim culorile cât mai naturale, din pigmenți naturali, maro, verde, negru, care se găsesc la noi în zonă. Renumit în întreaga zonă pentru destoinicia cu care plăsmuiește, după metode tradiționale, uneltă pentru câmp și nu numai, Constantin Moisa duce mai departe o veche tradiție a locului. Curioși, am vrut și noi să-i aflăm povestea. Eu am fost invitat aici să vin cu opinci, cu chișiți, că știau că eu lucrez la este și ca să fiu și eu aici. Vreau să le luăm pe rând, pentru că dumneavoastră faceți o grămadă de lucruri. O să începem cu opincile. Poate, Constant, cât timp lucrați dumneavoastră la o pereche de opinci? Eu fac o opincă într-o oră, una. În două ore, două opinci, o pereche de opinci, două ore. În afară de opinci, ce mai faceți? Eu știu, dar aș vrea să le spunem și telespectatorilor noștri. Fac greble, fac toporiște pentru cose, la topori, chișiți, la topori, cozi, la țapin, cozi, drâmbe, fluirașe, orice. Și mai sunteți și cioplitor în piatră. Cioplitor în piatră, da. Sculptor și în piatră. Când le-ați învățat pe toate, Bade Costan? La Chișiți am lucrat, aveam 16 ani. 16-17, că bunica condia ouă, bunica și surorile mele și mama condia ouăle și trebuia, ei erau patru care condia și trebuia este. Lucra un bătrân la noi, era acolo în Licini, și m-a trimis bunica la el ca să aduc câteva chișiți. Și eu am văzut cum lucra el și am prins și am început să fac eu. Eram mărișor, aveam 16 ani, 17, cam 16 ani. Și de atunci faceți... De atunci lucrez la el. Adică, Constant, știu că știți foarte bine să cântați și la fluier și aș vrea să ne încântați și pe noi. Da. Îl țineți la brâu. Țineți la brâu, așa mai frumos. Bade Costan. Huțulca. Noi suntem huțuli aici și mai mult huțulca cântăm. De ce, vă,
deosebiți dumneavoastră ca și huțul de ceilalți oameni? Apoi, aici în munți, trăim în munți și numele s-a pus huțul, huțul, pe din munți. Cum pe ucrainești spun că de hori, hori, horbe, hori, huțul. Nu puteam să ajungem la Moldovița fără să ne interesăm și de bucatele pe care le prepară cu atâta dragoste gospodinele de aici. Iar dacă vă întrebați cum se împacă munca de la catedră cu cea de la bucătărie, vă putem asigura că foarte bine. Dumneavoastră sunteți cea mai în măsură să vorbiți despre partea de gastronomie. Spuneți-ne ce avem aici pe masă. Da. Aici pe masă avem preparate de post, făcute de elevii noștri care în timpul săptămânii de practică mai fac diferite mâncăruri, sunt interesați, le place. Astăzi ei au preparat un pește la cuptor cu mămăliguță, un pește marinat, cum am spus, de post, zacuscă de vinete, zacuscă de fasole, o fasole bătută, babă, colac și sigur toate stropite cu un vin bun, o afinată de casă. Pentru că știu că sunteți o gospodină desăvârșită, o să vă rog să-mi spuneți cum arată un paște la Moldovița și cum arată o masă de paște. O masă arată destul de bine. Bogată. În primul rând coșul, care este format din pască, babă, sticla cu vin, cârnațul roșu și diferite preparate acolo de drob, de miel, cozonaci, ouăle roșii. Da, am uitat de cozonaci, ouă roșii. După o zi petrecută alături de huțul, ne-am dat seama că am putea spune că Moldovița a dat ora exactă în această artă a încondeierii ouălor. Iar acest lucru ne-a fost confirmat și de către primarul comunei Moldovița, Traian Iliesi. Moldovița este, după cum se observă geografic, așa, este în mijlocul comunei Huțule. Ea este înconjurată de comuna Vatra Moldoviței, Brodina, Ulma, Izvoarele, Sucevi, Moldova, Sulița, Breaza. Și aici, cum din auzit, s-a dat ora exactă la această artă deosebit de importantă. Și după cum ați observat și calitatea ouălor, e un pic, nu vreau fiecare cum poate și cum așa, dar aici e un pic calitatea mai bună, datorită că tot s-o avansat, să spun așa, fiecare an, tot de la unul la altul, de la o doamnă la alta care îmi contează ouă, se perfecționează, ca să spun așa, și nu numai asta, știți că Moldovița este muzeul ouălor încondeiate, care aș spune eu că poate e cel mai puternic muzeu din țară, sigur, dar cred că și din lume. Este pentru cele mai frumoase muzee. Cine a venit aici, au venit foarte mulți, să spun așa, ambasadori străini sau turiști străini și s-au mirat de ce au văzut la noi. Din păcate, mulți străini s-au mirat ce-au văzut și oamenii de-a noștri care ne conduc nu au ajuns să vadă. Am încheiat vizita la Moldovița într-o notă caldă, asemeni perioadei dinaintea sărbătorilor pascale, și sperăm să vă transmitem și dumneavoastră din liniștea și emoția trăită alături de huțului de la Moldovița. Și ne-nvoie mai târziu.
Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Sunt Cornel Tilihoi și până data viitoare, nu uitați că Bucovina este mai mult decât o are geografică. Este spiritul, înțelepciunea și vigoarea celor care au fost și vor fi.